Media Club de Fotbal, marți, ora 19:30, DigiSport 1. Media DigiSport Special, marți, ora 21:30, DigiSport 1. The Club din cauza unui scandal de alcool și droguri, dar acum câștigă 500.000 de euro ca model. Britanicii au fost prinși într-un videoclip care a condus în timp ce bea alcool, în timp ce într-un alt clip a anunțat Sun, ceea ce a făcut conducerea Charlton Club. În 2021, fostul sportiv a decis să se implice într-un proiect pentru adulți pe internet. Madeleine a făcut un cont pe o platformă pe care oamenii o pot intra doar dacă sunt un abonament, o afacere care a câștigat peste 500.000 de euro, mai mult decât orice jucător de fotbal al femeilor. Galerie foto. Incredibilul Madeleine Wright credea că lumea ei a prăbușit când Charlton a decis să o scoată, doar că destinul a făcut o faimoasă pe rețelele de socializare. Madeleine Wright, există câteva companii importante care doreau să lucreze cu mine. Acum, fostul jucător a ajuns să aibă peste 250.000 de adepți pe Instagram, cu peste 200.000 așa cum făcuse înainte, pe lângă multe companii de lux pe care vor să și asocieze imaginea cu ea. Madeleine a venit să călătorească mult în întreaga lume și trăiește o viață de lux. La urma urmei, prin ceea ce s-a întâmplat, multe uși s-au deschis în alte industrii. Și s-a întâmplat foarte repede, deoarece multe mărci au început să mă contacteze pentru colaborări. Există deja câteva mărci de îmbrăcăminte, companii de bikini și unele companii sportive care doreau să lucreze cu mine, a spus Madeleine Wright, într-un interviu pentru The Sun. În 2021, fostul sportiv a decis să se implice într-un proiect pentru adulți pe internet. Madeleine a făcut un cont pe o platformă pe care oamenii o pot intra doar dacă sunt un abonament, o afacere care a câștigat peste 500.000 de euro. Etichete Madeleine Wright. Uită-te la știri DigiSport, roșii pe Google News.